aduc în atenția opiniei publice prin intermediul dumneavoastră un eveniment care se încadrează în această săptămână a patimilor și a durerii, a întristărilor. A dispărut dintre noi medicul stomatolog Manea, cel care a fost președintele organizației municipale liberale din Roman, care a fost fondator a organizației Partidului Național Liberal încă din anii 90, un om echilibrat, un om cu o bună pregătire profesională, cu un nivel ridicat de educație, de instruire și de cultură, un om care o să-i simțim lipsa, a avea totdeauna un sfat bun, o vorbă bună și în plus era un om echilibrat, nu era un om care trecea dintr-o latură în alta sau crea extreme. Un om de la care ai fi avut mereu ce învăța și care, din păcate, în această săptămână a dispărut dintre noi. Am înțeles că trupul neînsuflețit va fi depus mâine în Piatra Neamț, urmând ca sâmbătă să fie îngropat în comuna Tarcău. Acestea sunt informațiile pe care le am. Transmitem condoleanțe sincere familiei îndoliate, păstrăm un gând pios și o amintire deosebită pentru Gelu Manea și Dumnezeu să-l odihnească cu sfinții, să-l așeze cu drepții, rugându-se de acolo de sus, poate pentru o societate mai bună, mai dreaptă și mai echilibrată și chiar de ce nu și noi să fim mai înțelepți și să căutăm drumul cel drept spre soluții cât mai bune pentru oameni, pentru oraș, pentru județ și pentru țară. Dumnezeu să-l ierte. Cât de activ mai era în ultima vreme? În ultima vreme nu mai era foarte activ, pentru că a fost marcat de o boală grea, pe care a dus-o cu stoicism, fără să se plângă. M-am întâlnit cu dânsul când era la debutul acestei boli. Părea încrezător, părea optimist. Spun părea și chiar cred că a fost, pentru că să știți că de atunci a trecut destul de mult timp. Deci chiar aș vrea să văd partea plină a paharului și să spun că a reușit să țină o vreme bună moartea așa, pentru că această boală necruțătoare îl scăia și îi aducea prejudicii și de sănătate și de confort. Dar cu toate acestea era un om care avea zâmbetul pe buze, nu se lăsa ușor doborât. A trecut o perioadă destul de lungă, la finalul căreia, până la urmă, cea care este necruțătoare pentru fiecare dintre noi a tras linia finală. Dar știm că nu aici se oprește totul, atâta timp cât ești respectat, cât în amintirea oamenilor rămâi ca un om deosebit, eu cred că toate merg mai departe. Moartea se instalează atunci când ai dispărut din amintirea și din pomenirea tuturor celor aflați în viață. Drept pentru care, de acolo de sus, eu cred că va avea puterea să se roage și pentru noi și pentru acest oraș pe care știu cu adevărat că l-a iubit.